Bună seara, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Training. Haideți să vedem ce vrea să fac în seara aceasta Bitcoin-ul. Păi se pare că astăzi a încercat să mai testeze încă o dată EMA 200, de fapt Moving Average 200, dar se pare că n-a avut suficientă forță încât să o rupă, ceea ce nu este prea bine, dar încă nu s-a închis lunarea, la două noapte se închide. Până atunci mai avem un pic, deci ar fi cam indicat să închidă peste 47.000. Eu zic că ar trebui să închidă. Foarte frumos arăta astăzi la prânz ceva de genul mai să cred că rupe rezistența, dar se pare că n-a rupt-o, ba chiar s-a întors înapoi aici. Vedem, v-am spus, astăzi trebuie să aleagă o direcție. Fie rupe rezistența, fie rupe suportul. Da. Foarte important să-și aleagă o direcție. Da. Vedeți, deja avem un triunghi ascendent, unde a fost testat odată, de două, ba chiar și a treia oară a fost fake, s-a întors. Da. O să vedem până la două noapte ce o să fac. Eu cred că o să întorc înapoi. Pe weekly, se pare că tot momentan suntem suport, chiar poate săptămâna asta să coboare, să închidă și sub, dar e important ca săptămâna viitoare să întoarcă. Da? Deci să presupunem că am mai avea încă o săptămână de răbdare. Eu zic că cam trebuie să aleagă. Săptămâna asta ar cam trebui să-și aleagă direcția. Adică să presupunem că astăzi ar rupe și ar mai sta un pic aici câteva zile, iar de săptămâna viitoare să plece. Vedem, normal am mai avea una, două, trei zile, trei, patru zile, da? Și unde se apropie de rezistență și se rupă. Bun, RIF-ul se pare că a plecat, a avut o creștere foarte frumoasă, da? A stat foarte mult, enorm, a avut o corecție colosală. Nici mai mult, nici mai puțin decât 58%. Da, a rupt tiparul și a plecat. Primul target, moving average 200 pe daily. Se vede clar, exact aici s-a oprit. Da? Normal o să meargă să testeze 0,02, apoi 0,3, 0,34 și o să mergă până la 0,618. Vedem de acolo ce să fac. E-gold-ul se pare că tot în corecție, clar, atât timp cât Bitcoin-ul nu și alege o direcție, trage tot după el și deține pe loc. Ethereum se pare că tot în tipar n-a plecat de aici, da? Se vede clar că n-a putere să rupă. Vrem să vă arăt că piața, chiar dacă, da, se mișcă oricum, chiar dacă Bitcoin-ul nu excelează, sunt monede care își văd de treaba lor. One, Wing, R. Astăzi ne-a mișcat bine pe NIR. Am avut câteva ponturi, da? Ia să vedeți ce frumos a mișcat NIR. Am intrat odată aici când a rupt rezistența, apoi a luat suport. Și am next target, acum suntem la suport, iar o să întoarcă la 9.59. Ca și pont, puteți să ciupiți un pic, 5%. Bun, cam atât pentru seara aceasta, vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă doresc baftă, o seară minunată și baftă!